Dragii mei, dragele mele, ce faceți voi? Profit de ocazie cât mai am timp, pentru că sâmbătă noapte sau duminică dimineață plec la drum spre România și nu o să mai am timp să fac filmat de via când o să fiu acolo după o perioadă de timp, da? Sperăm să nu moară taică-mi, dar asta este. Iar ce, el este în comă, eu trebuie să mă duc neapărat să-l văd. Acum ce-o fi, o fi, da? Și știți că v-am zis că o să vă pun și la slujbe. Sunt un pic agitată în ultimul timp că și casă, și mâncare, și copii, și de toate, și căldura de afară, și agitația cu bagajele, copiii se agită, na, știți cum e. Gândul cum faci, cum nu faci, de unde faci jos, de bani, de una alta, e greu. Dar nu e nicio problemă că o să trecem peste toate, cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea binecuvântării lui Sfinte. Dumnezeu ne întărește în toate necazurile, n-avem ce face, trebuie să trecem peste asta, da? Așa că știți că v-am spus să vă lăsați sub fiecare video dorințele pentru slujbe, că eu mă pun și la slujbe, dacă Dumnezeu mă va ajuta să mă duc și la Sfântul Ardealului, la Arsenie Boca, dacă voi reuși să merg. Dacă nu, cu siguranță v-am spus că vă trec la slujbele lui Sfântul Anton, unde sunt slujbele pentru dezlegări de cununii, în dragoste și așa mai departe. Să vă rugați și pentru mine să ajung cu bine la acasă, în România, la drum, da? Să ne ocrotească Sfântul Nicolae pe toți cei care facem drum, da? Și toți îngerii și din cer și de pe pământ să ne ocrotească pe drumul pe unde umblăm. Am intrat să vă fac un pic de prezentare în cărți, pe zodii, să vedem un pic care zodii sunteți norocoase, da? Care sunteți cu ghinion, care vă veți îndrăgosti, să vedem un pic, da? Așa că, dragii mei, spunând așa, vă pup, vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase și vă doresc tot binele din univers. Haideți să vedem care zodii vor avea noroc, începând de astăzi 28 până pe data de 15 august, o zi sfântă, Sfânta Fecioară Maria, ziua la fratele meu Marcel. Cu această ocazie, la mulți ani la toți cei care sunteți în zodia Leu și la tata meu care face 77 de ani, să dea Dumnezeu să îi facă cu sănătate. La fratele meu și la toată lumea care sunteți în zodia Leului. Haideți să vedem zodiile cu noroc până pe data de 15 august. Vom extrage 3 cărți de aici, da? Și vom vedea zodiile cu noroc, să vedem care zodii sunteți cu noroc. Prima carte, hai să vedem ce zodie ne spune, da? Păi aici este zodia vărsătorului, da? Zodia vărsătorului care se va elibera de ceva, va avea un mare noroc această zodie până pe 15 august, că se va elibera de o problemă care o are în prezent, unde se simte legată și nu știe ce să facă, se va elibera. Poate chiar are farmece și se eliberează de farmece zodia vărsătorului, da? Hai să mai vedem aici, da? Aici, bineînțeles că este zodia Leu. Regii, da? Uitați coroana și vor avea noroc, vor avea victoria în mână, să dea Dumnezeu și Maica Domnului ca tata meu să se vindece și să mai trăiască cât o vrea Dumnezeu, da? Veți avea victoria în mână, veți fi învingători voi cei din zodia Leului, vedeți, veți câștiga o luptă, poate că vă vindecați de o boală, Doamne ajută, poate că veți fi victorioși într-o relație, veți avea noroc, da? Voi cei din zodia Leu, vedeți, ați văzut vărsători și cu lei, da? Și aici, bineînțeles, tot de lei vorbește, are legătură cu banii. Deci Leul va avea victorie reușită atât în plan financiar, cât în planul dragostei și chiar și în plan de sănătate, cum am specificat, Dumnezeu face miracole, Doamne ajută, vedeți din acest minunat baston cum înflorește, asta este puterea lui Dumnezeu, pentru lei se va întâmpla un miracol, Doamne ajută, de ce nu? Să dea Dumnezeu și Maica Domnului, foarte frumos, pentru lei și pentru vărsători. Haideți să vedem și zodiile care aveți probleme, da? Zodiile care sunteți un pic ghinioniste, să zicem așa, până pe data de 15, hai să vedem în ce aveți ghinion, vă iese ghinion, da?
Deci ați văzut că leii și vărsătorii o duc bine. Hai să vedem și la voi ce vrea să zică, da? Cine care cum ieșiți aici și vom vedea. Vom vedea, dragii mei, să vedem ce vrea să zică. Prima carte, care zodia? Hai să vedem. Aoleu, taurii, veți avea confrunt, da? Vă veți certa. Aveți foarte mulți dușmani și sunteți singuri care va trebui să vă luptați. Că este la locul de muncă, că este în familia voastră, nu știu. Aveți foarte mulți dușmani care sunt contra voastră. Taur și ascendent în taur, aveți probleme până pe 15 august, da? Aici este zodia Balanță, care este ascendentul meu, și Capricorn. Uitați Capricornul, vedeți aici? Vedeți Capricornul aici? Chiar dacă aveți probleme, eu văd că sunteți protejați de univers, ăsta este Dumnezeu aici, da? Balanța și Capricornul, aveți protecție, chiar și Fecioara, din câte se pare, da? Și Fecioara, Balanța, Capricornul și Fecioara, sunteți protejați, cu toate că trăiți momente stresante. Eu știu că sunt, v-am zis că sunt stresată, da? Deci aveți stres asupra voastră, dar sunt stresată în perioada asta singură, fă-le pe toate, na, nu e ușor. Deci sunteți protejați, dar oricum aveți stresul ăsta și ăsta e ghinionul vostru, că sunteți în stres, da? O altă zodie, Scorpionul. Păi Scorpionul are probleme de comportament, da? Știu și eu că am două fetițe Scorpion, da? Zodia Scorpion. Are probleme, poate nu toți, da? Aici Scorpionii sunt nostalgici, își fac singuri obstacole, cu mâna lor își pun obstacolele. Plus de asta sunt cam nervoși în perioada asta. Deci sunteți cam nervoși până pe 15 august, aveți ceva, nu știu. Nu vă, vi s-au necat corăbile, să zicem așa, da? Haideți să vedem și pentru cei care veți avea noroc în dragoste, da? Ce zodii aveți noroc în dragoste până pe data de 15, dragii mei? Până pe data de 15 august, hai să vedem norocoși și dragostei care sunt, ce zodii veți avea noroc în dragoste. Hai să vedem norocul vostru în dragoste, care este. Tot la leu, leii, vedeți, vă apare un mare noroc în dragoste. Anul ăsta vă întâlniți sufletul pereche, dacă în cazul în care nu l-ați întâlnit, îl întâlniți cu siguranță. Vă veți simți pe un tron, vă veți simți mândri, vă veți simți siguri de dumneavoastră și vă spun că ați pus la picioarele femeii care voi o iubiți inimă. Și ea la fel, deci vă iubiți unul pe altul, deci lei, da? Lei, aveți noroc în dragoste. Aici, de asemenea, zodia Rac îmi apare, da? Vă eliberați și voi de ceva, da? În dragoste, lăsați la spate un trecut, lăsați la spate o relație toxică și ia uite că începând de pe data de 2 august, eu văd că veți avea un mare noroc în dragoste, veți cunoaște pe cineva, mai ales dacă plecați în vacanță, zodia Rac, la apă, poate, da? Aia este adaptul vostru, da? Mediul vostru, apa. Deci acolo, la mare, la, cum să zic, la un lac, la o piscină, nu contează, întâlniți pe cineva, da? Și vă eliberați de toate temerile trecutului, zodia Rac. De asemenea, aici îmi apare că visele se îndeplinesc, bineînțeles, pentru gemeni, da? Gemenii au și ei noroc în dragoste, dar au ceva vise care le aveau de mult timp, poate de 4 ani în urmă, și se îndeplinesc visele celor care sunteți în zodia gemeni și ascendent în gemeni, da? Visele voastre se îndeplinesc, dragii mei. Așa, haideți să vedem ce să mai vedem noi. Ne vom uita, bineînțeles, cei cu sănătate. Hai să vedem și la sănătate zodiile care vă veți vindeca, vă veți găsi leacul. Ați văzut că la lei există șanse și eu am spus, Doamne ajută, miracole se fac, Dumnezeu e mare, da? Hai să vedem la sănătate cu voi zodiile ce arată la sănătatea voastră. Poate cărțile vă avertizează, poate vă spune vis-a-vis de sănătate, da? Ce este bine să facem, ce nu este bine. Hai să vedem la sănătate, cum stați cu sănătatea. Aici mie mi-apare săgetătorul. Aveți un mare succes,
Nu aveți probleme de sănătate, doar că aveți orgoliu foarte mare. Lăsați un pic orgoliu mai la o parte, să zicem așa, dacă vreți să aveți succes. Veți avea un mare succes cu sănătatea, veți avea energia destul de ok ca să stați bine. Văd că nu sunt probleme pentru voi săgetători. Hai să vedem pentru altă zodie. Aici, bineînțeles, că are legătură. De asemenea, tot cu racul vă spune că voi vă veți îndrăgosti, v-am spus, și vă veți întâlni sufletul perechi. Este foarte frumos, da? Până pe data de 24 august, voi, racii, vă veți întâlni sufletul perechi și cei care sunteți în zodia rac și ascendent în rac, în cazul în care iubiți, sunteți ok și din punct de vedere mental și fizic. Dacă sunteți supărați în dragoste, eu vă văd decăzuți la pământ, vă văd în depresie. Aici mie mi-apare cu bucurie pentru raci, pentru o nouă dragoste. Și atunci sănătatea este ok, da? Aici un mare succes în sănătate, în primul și în primul rând, îmi apare două zodii, da? În primul rând îmi apare Fecioara, da? Care poate să-și întâlnească sufletul pereche sau poate să-și ducă relația la un alt nivel, începând de pe data de 20 august. Da? Și mai îmi apare de asemenea, las că vă zic imediat că uite, nu prea, da, îmi apare de asemenea pentru zodia Berbec. Da? Fecioara și berbecul, nu vedeam bine. Și berbecul la fel. În cazul în care nu aveți parte de dragoste anul ăsta, deci începând de pe data de 20 august, vă întâlniți soarta, vă întâlniți norocul cu bărbatul vostru. Dacă aveți un bărbat stabil, treceți la un alt nivel. Dacă cumva vă despărțiți, nu veți avea timp nici să suferiți pentru că veți întâlni pe altcineva. Doamne, ajută la toată lumea, da? Și haideți să vedem. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, cu dorințele, da? Hai să vedem ce dorințe se îndeplinesc, da? Pentru unele zodii. Hai să vedem ce dorințe se îndeplinesc. Să vedem ce dorințe aveți voi și care se îndeplinesc sau dacă se îndeplinesc și dacă putem să tălmăcim ce zodie este, da? Aici, bineînțeles, este Fecioara, care este fidelă, da? Zodie de pământ, Fecioara. Fecioara și Taurul, da? Mai mult către Fecioară bate, tot zodia mea, care, bineînțeles, este o persoană foarte fidelă și, uite, exact ca un câine, dacă mor, se duce la mormântul tău și acolo stă, da? Noi ne dăm sufletul pe tavă, nu toate fecioarele, depinde în ce decadă ești. Eu sunt în 11 septembrie, chiar dacă este o zi nefastă, dar eu îți dau cămașa de pe mine, numai să nu mă calci pe coadă. Te iert o dată, de două ori, de trei ori, dar până la urmă când paharul s-a golit, atunci eu, fain frumos, te las în spate. Îți fac un scandal din ăla urât, pentru că vorbesc, mă apucă strechiurile, da? Și după aia nici nu te mai bag în seamă, da? Aici arată fidelitatea fecioarei. La fecioare îi se îndeplinește ceva legat de fidelitate, de încredere, da? Ceva la care ea nu se așteaptă. Fecioara va avea parte de o surpriză chiar și din partea Universului. La o persoană care nu se așteaptă, îi demonstrează fidelitate, îi demonstrează încredere. Haideți să mai vedem aici. Aici are legătură, bineînțeles, cu zodia Capricornului. Capricornii vor avea un noroc foarte mare la bani, da? Deci, dacă știe cum să-și joace cărțile, Capricornii vor primi ori o moștenire, ori vor câștiga la jocuri de noroc, ori vor găsi acești bani. Bine, că ar fi chiar culmea să mergem pe stradă, să ne uităm pe jos după portofele, hai să fim serioși, dar apare ceva, apare un miracol în banii ăștia, da? Se întâmplă ceva cu Capricornii. Și dorința care se îndeplinește pentru săgetători. Săgetătorii își doresc foarte mult să se elibereze de ceva anume, da? Nu știu de ce anume, ei au ceva frustrări, poate au ceva temeri sau o relație toxică. Cei care sunteți în săgetători, vă eliberați de un lucru, da? Doriți, voi sunteți așa firi libere, nu vă place să ascultați de nimeni și nimic, da? Și vă eliberați. Asta este, dragii mei. Sper să
să fim toți bine, să dea Dumnezeu și Maica Domnului, toți care plecați la drumuri, să aveți drumuri bune, ca și mine, să fim protejați de rău, ne rugăm la Îngerii Păzitori să ne protejeze de rău, da? Bineînțeles, v-am zis, lăsați sub acest video mesaje cu ce dorințe aveți pentru a vă băga la slujbe și ne auzim și ne vedem cu bine și din România. Doamne ajută, vă pup și vă îmbrățișez și vă doresc un weekend minunat!